Sănătate tuturor! Este 1 septembrie și vreau să ne plimbăm un pic pe livadă să vedem ce mai avem. De exemplu, aici avem niște persicuțe de vie. Eu le-am cumpărat de la o pepinieră și sunt foarte, foarte bune. Acum se coc și știți foarte bine cât de parfumate sunt și gustoase sunt. Așa sunt persicuțele acestea de vie, zimoase, parfumate, neaderente la sâmbure. Sunt destul de mașcate, se fac foarte bune. Nu știu dacă persicele de vie sunt de mai multe soiuri. Eu, de exemplu, am persice de vie galben și persice de vie roșii. De exemplu, aici am persicile de vie roșii, care a rudit foarte, foarte bine și sunt încă tari, nu s-au copt. Abia se coc. Vedeți, sunt foarte mășcate, foarte bune. Să vedem cum ne bucurăm anul acesta de ele. Nucile din cauza secetei poate nu sunt așa mari, dar eu sunt mulțumit de ele. Vedeți? Niște nuci destul de mari, gustoase. Aici avem un pom mai mare care a rodit destul de bine. Sunt foarte multe. Să vedem când s-or coace. Sper să nu fie afectate de căldura prea mare. Aici, de exemplu, avem un măr Florena. Sunt niște mere foarte frumoase, foarte spectaculoase, cu culoarea lor roșie specială. Acesta e un pom mai mic, dar vedeți că are niște mere destul de mari. Vedeți, ca să vedem așa cum arată. În continuare să vedem și aronia. Acum cred că este coaptă definitivă. Se spune că este foarte, foarte bună pentru sănătate. În fiecare an rodește foarte bine. Sunt foarte mulțumit. Vedeți câte fructe are. Este foarte bună. Datorită secetei, cred că aici am un măr care înflorește acum, cu toate că gutuile de grabă să coacă. Și am și un... Avem și un păr care tot așa vrea să înflorească. Datorită secetei, probabil că e acum, după ploi, au intrat din nou în vegetație. Acesta este un păr tânăr care, vedeți, și aici a început să din nou să înflorească. Aici, de exemplu, avem pere Contesa de Paris. Eu n-am udat acest pom și nu s-au făcut așa mari. Dar vedeți, așa sunt ele. E un soi târziu care se păstrează bine pentru iarnă. Vă recomand să vă plătați dacă doriți soiul acesta. Aici avem un mușmon care este încărcat cu fructe. Anul acesta are probabil prea multe. Știți că ele se coc când cade bruma, atunci abia putem să le mâncăm. A rodit foarte, foarte bine. Trebuie să fac și curat. Aici, de exemplu, avem și un smochin mai tânăr care s-a copt. O să luăm una să o gustăm. Sunt coapte, gustoase. Inițial nu-mi plăceau așa mult, dar treptat m-am deprins cu gustul lor și acum le mănânc cu plăcere. Și aici vedeți că sunt și persicuțe de vie. Aici avem un păr untoasă bosc. Anul trecut a fost încărcat de roadă. Anul acesta are doar câteva pere. Așa arată.
Sunt foarte, foarte bune, cremoase, gustoase. E soare și poate nu se vede așa bine. Și prunea în acesta n-au rodit. Vedeți aici o prună gras românesc. Prune Stanley, Dagen, Anașpet. N-au rodit anul acesta, au fost doar câteva. Dar sper că la anul să fie roadă bună. Aici e tot persicuțe de viță de vie. Vedeți, mașcată, bună, gustoasă. Aici am o tufă tânără de viță de vie Moldova. Vedeți? Un soi foarte, foarte bun. În fiecare an rodește. Văd că a ciugulit-o păsărele, cred. Dar tot vă recomand cu mare plăcere. Și în continuare vreau să vă arăt și gutuile. Aici avem două soiuri, Champions și Ludovic. Care ploile care au fost recent, sper să le ajute să se dezvolte bine. Sunt niște soi foarte, foarte bune, niște gutuie mari, parfumate, aspectoase. Anul acesta sunt destule, sper să le ducă să ne bucurăm de ele. De exemplu, acesta este o gutuie Ludovic, care abia începe acum să se dezvolte bine după ploi și să ne bucurăm de ele. Aici avem un măr generos care anul acesta tot n-a rodit așa bine, dar vedeți aici e un pic afectat. Dar sunt niște mere bune pentru a fi păstrate pentru iarnă. Îmi place mult acest pom și vă recomand și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc să aveți un an cu roadă bună. Numai bine!